Salut! Mulți dintre voi poate v-ați întrebat de unde sunt aceste imagini. Păi eu sunt Vlad Gavriliuf și astăzi vă vorbesc despre rezervația peisagistică La Castel, de lângă satul Gortiner din Roianul Iedineț. La Castel este o rezervație peisagistică de lângă satul Gortiner, Roianul Iedineț. Deși denumirea presupune un castel, aici nu există un castel adevărat. Legenda spune însă că acesta a fost aici cândva. Conform legendei, cândva în aceste locuri trăia o fată de o frumusețe nemaipomenită. Fata a fost răpită de iubitul său, pe care părinții ei nu l-au acceptat ca mire pentru fica lor. El a ascuns-o în acest castel. Odată, iubitul fetei se întorcea acasă de la vânătoare și a descoperit lipsa castelului. El a dispărut sub pământ. Asta este tot ce am pregătit, dar sper că a fost de ajuns ca să vă inspire să vizitați acest loc.